indiferent dacă îți dorești sau nu să ai copii, dacă te gândești prea mult sau nici măcar nu ți-a trecut prin cap acest lucru, s-ar putea să visezi la un moment dat că ești însărcinată. Trebuie să știți însă că astfel de vise nu au neapărat legătură cu sarcina sau fertilitatea. Conform observatornews.ro, indiferent de locul în care te afli atunci când ai aflat că ai rămas însărcinată, acest vis îți transpune anumite gânduri și sentimente față de anumite obiecte din viața ta pe care ești aproape de a le atinge. S-ar putea să primești astfel un avertisment legat de noi începuturi, de dezvoltare benefică, atât în plan profesional cât și personal. Grețurile matinale reprezintă o parte naturală a sarcinii, însă specialistul spune că prezența lor într-un vis în care apari însărcinată poate indica o neliniște emoțională cu privire la anumite schimbări care au loc în viața ta. Dacă în vis ești însărcinată cu gemeni sau tripleți, înseamnă că este vorba despre mai multe lucruri, mai multe aspecte care te apasă în ultima vreme și la care trebuie să ai grijă. Un vis în care îți pierzi copilul nou-născut nu poate fi decât un avertisment, spune specialistul, în privința unor lucruri, proiecte, planuri la care ați muncit foarte mult și care pot fi sau au fost deja abandonate. Visul în care pare că ești în travaliu, dar nu simți nicio durere, este un alt avertisment provenit din subconștient în legătură cu schimbările care urmează să aibă loc, dar de care îți este foarte teamă. Travaliul este asociat cu o durere imensă, cu spaimă, însă acest vis reprezintă ideea de a nu-ți face griji în legătură cu schimbările din viața ta, relatează observatornews.ro.